că Andreea este în platoul nostru și vă salut cu mare drag. Bună dimineața și bine ați revenit, de fapt. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și ce melodie frumoasă ne-ați adus astăzi, da. de Bobotează, Hora Păcii. Hora Păcii, da, este o piesă, să zicem, lansată chiar astăzi. A fost publicat și o filmare pe YouTube, dar în emisiunea astăzi prima dată am prezentat-o. Este o piesă care mi-a dăruit-o bunul meu prieten Veceslav Ștefăneț. Pe cea scale țin să-i mulțumesc. Îl salutăm și noi, da, cu mare drag. A fost imprimată cu orchestra moldovlască în frunte cu Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldume. Minunat. Țin să le mulțumesc tuturor colegilor din orchestră. Fac și eu parte din această orchestră și sunt foarte bucuros că am reușit această realizare frumoasă. Deci astăzi are loc oficiala, lansarea oficială aici, da, la Tezaur TV. Da, da. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră, pentru că știm că sunteți prins în foarte multe activități. Chiar aseară, când v-am rugat să ne transmiteți piesele pe pagina noastră, spuneați că sunteți la un concert. Da, activez și la Ialoveni, în funcție de conducător a orchestrei, dirijor a orchestrei de muzică populară Porumbița regională. Și aseară am avut chiar un concert de romanțe, nu, un grup restrâns, așa. Despre romanță ați cântat asta. L-am comemorat pe Marele Eminescu și sigur că și Ziua Culturii a fost și am făcut o sărbătoare, un concert pentru sufletele noastre. Ce frumos! Nu e întâmplător că anume astăzi ați ajuns aici la Tezaur TV, pentru că avem mai multe motive de fapt de sărbătoare și o nouă piesă în repertoriul dumneavoastră și mâine se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul. Da, exact, așa este. Ținem să vă felicităm cu numele sfânt pe care îl purtați și vreau să vă întreb, cunoașteți ce reprezintă acest nume, ce semnificație are? Sigur, cred că în zadar este și Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, sunt sărbători la una consecutive, să zicem așa. Dar Ioan Botezătorul este cel care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Exact. Și să știți că numele dumneavoastră, având origine ebraică, mai are o semnificație deosebită, dar de la Dumnezeu. Ce frumos, nu? Da. Și cei care poartă acest nume sunt oameni onești, stabili, familiști și foarte responsabili. Iubesc siguranța și înțeleg pe deplin ce înseamnă respectul față de cei care îi înconjoară. Totodată, am găsit un punct tare, tare interesant. Au calități foarte bune de conducere, sunt foarte organizați și au abilități analitice. Cei care poartă acest nume sunt creativi și au latură artistică. Deci cred nimic întâmplător, da. Totul vine de sus. De sus, da. Pe această cale țin să-i felicit pe toți cei poartă numele Ion, Ioana. Și am o fică, la fel este Lia Ioana. Așa. A doua fică, de fapt. Felicit familia, îi salut. Sărbătoare dublă, deci, da, în familie. Da. V-au povestit părinții povestea din spatele numelui dumneavoastră sau fiind născut pe 25 ianuarie nu putea fi alt nume decât da, acesta? Da, așa, știți cum vechea tradiție spune că când se naște un copil trebuie să mergi să faci apa la biserică. Și la sigur că a fost numele Ioan. Ăsta era gândit de cu timp. Da, da. V-ați gândit, apropo, peste câteva zile sunteți un maghiar, pe data de 25 ianuarie. Da. Cum veți sărbători? Va fi o sărbătoare fastuoasă, cu oameni dragi? Nu, o să fie, da, cu oameni dragi. În sânul familiei. În sânul familiei, așa. Mai restrâns, da, da. Aproape la acest aniversar, ce își mai dorește Ion cu Andreea? Ne dorim, în primul rând, să fie pace în lume, la fel ca și titlul piesei. În zadar a fost denumit așa, că a fost creat anume în acea perioadă. Și să fie un an roditor, un an spornic pentru toată lumea, fiecare să-și realizeze tot ceea ce și-a pus în plan și să ne putem crește copilașii în liniște. Care e cea mai prețioasă lecție învățată de-a lungul timpului? De a fi om. Asta. De a rămâne om în toate circumstanțele. Da, exact. Să știți că cu siguranță această calitate dumneavoastră ați știut să o păstrați foarte bine, pentru că
tare mulți invitați atunci când vin aici la noi în platou. Vorbesc frumos de dumneavoastră. Mulțumesc. Și vă sunt recunoscător pentru toate lucrările pe care le faceți. Cum le reușiți pe toate, apropo? Mai puțin ajungem pe acasă și reușim, da. Da, de lucru se muncește foarte mult. Asta e, am ales această cale. Am știut unde, da, spre ce, da, mergem. Și, în primul rând, mulțumesc familiei că mă înțelege și asta, datorită familiei, cred că cu susținerea ei putem face lucruri frumoase. Ce proiecte se derulează în acest moment în studioul lui Ion Condrea? Proiecte sunt multe. Ați început anul în forță. Da. Tare nici nu l-am încheiat, că au rămas și restanțe și încercăm să le scoatem la bun sfârșit. Dar se lucrează intensiv. Eu am impresia că la studioul dumneavoastră se face rând. Da, este. E... deja până luna martie rezervat. Cine vă ajută la acest capitol? Am un coleg, Timotin Ion, îl salut. Și el este Ion, da? Da, și el. Felicitări și lui. Am înțeles. Deci mâine la studioul lui Ion Condrea nimeni nu va fi, toată lumea petrece. Da. Pentru că avem motiv de sărbătoare. Sigur. Artiștii sau oamenii cu care colaborați, ei sunt selectați sau ușile sunt deschise pentru toți cei care sunt deschise ușile că... pentru toți. Încercăm să ajutăm pe toți care, mă rog, doresc să facă ceva frumos. Știu că ați colaborat cu toți artiștii de la noi din țară, dar și de peste Prut. Cu cine anume de peste Prut? De peste Prut am avut colaborări frumoase și cu, în primul rând, marele Ionuț Lălănescu. Cristi Nuc, Mioara Velicu, nume foarte notorii. Nicu Paleru, cu orchestra Fluieraj, tot înregistrat un album. Acum mai sunt în derulare și alte proiecte cu artiștii de peste Prut? Da, permanent sunt solicitări. Ce frumos! Și e de admirat că acești oameni se reîntorc de fiecare dată la dumneavoastră, nu? Da. Nu a fost prima colaborare și s-a încheiat la doar o colaborare. Nu. Dar unde vă găsiți toată inspirația asta și doza de energie, de motivație? Mă rog, eu colaborez cu mai multe orchestre de la noi din Chișinău. Fluierașul, Mugurel, orchestra condusă de maestru Dascăr. Am înțeles. Orchestra Folclor, Orchestra Moldovlească, Rapsozii Moldovei. Sunt orchestre și normal că orice interpret își alege o orchestră care dorește să colaboreze. Și mulți o aleg pe cea mai bună în acest domeniu. Da. Dacă e să vorbim de Orchestra Porumbița, de cât timp sunteți dirijor la orchestră? Din anul 2005. Din 2005? Cam câți ani ar fi? 19. 19 ani! Doamne, a trecut repede timpul ăsta? Pentru că când spui 19 ani, s-ar părea o veșnicie, dar pentru cei care sunt... Chiar câteva zile în urmă mă gândeam și parcă eram student mai ieri la colegiu și am primit această ofertă de a conduce orchestra. Mă rog, ca cu așa adolescenții mai mă gândeam, accept, nu accept, îmi trebuie, nu-mi trebuie, da. Dar am acceptat și o salut pe doamna Claudia Șerșun, care a fost inițiatoarea acestui de a reda o nouă viață acestei orchestre, că ea a fost activat și mai înainte, dar mă rog, de motive. Da, dacă ați avea posibilitatea să călătoriți un timp și să faceți anumite schimbări în itinerarul dumneavoastră, ați face vreo schimbare? Nu. Nu. Absolut deloc. Sunteți recunoscători pentru tot ceea ce v-a oferit viața. Da, da. Așa, frumos, nu? Și împlinit asta. Și împlinit, pentru că dacă nu e împlinire sufletească în ceea ce faci, e în zadar. Sigur. Dacă e să vorbim despre dirijoratul pe care dumneavoastră îl faceți în cârma acestei orchestre, ce calități fac un dirijor cu adevărat bun? Important este să trebuie să știi cum să comunici cu membrii orchestrei asta. Sigur că toate lucrurile se fac calm. În cazul când se încep strigăte, replici, atunci deja apar, mă rog, să iscă alte momente care... De asta e cel mai important, să
fac să decurgă lucrurile calm. Deci totul se bazează pe înțelegere și armonie în echipă. Da, exact. Dar dacă e să vorbim despre un acordeonist bun, ce calități? De la noi din țară? Nu, per general, un acordeonist bun, ce calități ar trebui să posede? Da. În primul rând, să-și manifeste stilul său. Uh-huh. Asta e nu numai acordeonist, orice instrumentist, uh-huh, orice solist, vocalist. Asta, prin asta și se deosebește. Și să rămână individual cu lucrările, da, exact, pe care le realizează. Exact, da. Ce mai fac fetele dumneavoastră? Mai bine, cântă? Mai cântă, mai, da. Calcă pe urmele tăticului. Studiază instrumentul, fica mai mare face pianul, cea mică face acordeonul. Dar pe parcurs, vedem, le-am dat deocamdată să aibă așa o educație generală. Dar ele ce spun? Le impresionează ceea ce fac? Le place, da. Le place mult. Da, da. Cât de tare vă surâi de sufletul atunci când le vedeți ocupându-se la pian? Păi asta e, cred că e realizarea fiecărui părinte. Când își vede un copil, să-și dă istorința să facă ceva, să învețe, să studieze. Așa, cu adevărat. Păi, asta. Și pentru 2024, ce planuri, obiective, scopuri, ce vă doriți? Cum am mai spus, să fie pace, uh-huh, să liniștească toate cele rele, să rămână în anul, în anii trecuți și să putem crea în liniște lucruri frumoase. Și presupun că vin în curând și alte piese noi. Încercăm, da, încercăm să facem timp și pentru asta. Da, da, da. Piesa aceasta, Hora Păcii, da, e acum nou-nouță, nu din 2023 sau în 2023 a fost creată? Ea a fost creată chiar pe anii 2020. Mm-hmm. Și de ce a durat atât să o lansați? A fost și perioada pandemică, mm-hmm, și așa a fost un pic mai în lung. De obicei e cizmarul tot timpul în cu cizmele rupte. Exact, dar zic eu că ați ales exact momentul potrivit, da, să o lansați. Așa a vrut Dumnezeu să fie, fie lansat anul în perioada asta. Da, pentru că toate lucrurile se întâmplă exact, da, atunci când trebuie. Exact. Noi vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să fiți în această dimineață alături de noi și să împărtășiți cu noi din atmosfera asta de sărbătoare. Apropo, spuneați că pe 25 veți sărbători, da? Da. Sau și mâine va fi sărbătoare? Mâine, așa, așa mai leger. Mai, da, mai leger, da, dar pe 25 se adună toate rudele la... Părinții, frații, surorile, asta e. Toți cei mai apropiați. Da, da. Noi vă transmitem de pe acum sincere felicitări, mulțumim, mulțumim, cu multe realizări profesionale și să fie un an cu mult succes și cu multe vise împlinite. Stea, Domnul!